Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. În această seară, în prima parte a emisiunii noastre, l-am invitat în studio pe domnul Teodor Stolojan. Bună seara! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Mi-aduc aminte, cred că prima emisiune la care ați participat după ce v-a întors în America, e emisiunea noastră. Și aveam la dosar așa, cam vreo 3-4 file. Da. Și alea adunate de aici, de acolo, de prin ziare. Cam așa arăta documentarea. Și uitați-vă acum ce documentare fastoasă despre Teodor Stolojan. Da. Sute de pagini. Nici la primul ministru n-am avut atâta. Se pare că suntem pricepuți în făcut dosare. Nu. Domnul prim-ministru. Nu suntem pricepuți în făcut dosare. Suntem pricepuți în a urca pe scena politică și... De ce credeți că aveți un dosar atât de gros? Da, păi... Când apar mai în față așa, începe și vorbește lumea de tine, mai spune una, mai spune alta. Dar puțină lume știe că dumneavoastră sunteți un timid, de fapt. Că sunt unele momente în care vă pierdeți mai rău ca o fată mare la, în fața camerelor de vedere, în fața ziariștilor. E adevărat? Da sau nu? Că nu da, mă aflu într-o situație așa mai neobișnuită. Nu e normalul pentru mine. Dar care ar fi fost normalul pentru dumneavoastră? Că odată ce în 91 erați prim-ministru... A, păi un job care știe exact ce trebuie făcut în el, te-a pus să realizezi ceea ce ai de făcut. Păi și în asta, în jobul ăsta cu politica, știți exact? Da, acum știu. Ați învățat, nu? Vreți să vă pun o întrebare dificilă la început sau le las pentru... Să vă pun încurcătură la început sau pentru mai târziu? Cum vreți. E o întrebare grea, să știți. Care a fost primul președinte al PNL? Primul președinte? Nu știu. Asta mi-a plăcut întotdeauna dumneavoastră sinceritatea. Eu un partid, eu v-am pus această întrebare de ce? Pentru că sunt câteva voci, să le spunem câteva, care sunt, domne, astăzi președintele Partidului Național Liberal este Teodor Stolojan. Istoria partidului pleacă de la 1800 dumneavoastră vă mai agățați într-un fel de trecutul acestui partid și de istoria lui sau vă servește într-un fel ceea ce a însemnat Partidul Național Liberal cu brătienii și mai încoace? Da, mă interesează foarte mult istoria și tradițiile și ca dovadă am luat câteva măsuri ca să punem puțin în evidență această tradiție. Credeam că ziceți ca dovadă de aia nu știu cine primul președinte al PNL. Nu, da, nu, vă rog. Nu, ca dovadă, deci am luat câteva măsuri să punem în valoare această tradiție și una dintre măsuri, să știți, este exact să facem un fel de, să zicem, panou cu președinții Partidului Național Liberal și vă promit că îi voi învăța pe toți, dar un partid politic astăzi nu poate trăi din ce a fost în istorie acum 100 de ani sau... Deci, practic, noi nu ne putem baza pe istorie, ci trebuie să făurim acum, dacă corect, putem istorie. Trebuie să ne bazăm pe prezent și mai ales pe viitor. Aveți tineri în partid? Avem. Vă și dau un exemplu. Domnul Adrian Cioroianu a intrat în partid. Este un istoric, 35 de ani, specialist în istorie contemporană. Păi și domnia sa ar putea să vă spună cine a fost primul președinte al Partidului Național Liberal. O să iau lecții, mie nume... Nu, să știți că am mai întrebat pe cineva din partidul nostru acum vreo 2-3 ani și nu știa, la fel. Și profesor de istorie din PNL. Da. Profesor de istorie în PNL. Și n-a știut cine... Dar nu asta e problema, cine sunt președinți, o să mai aflați. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră v-ați hotărât târziu să deveniți președintele Partidului Național Liberal? M-am hotărât târziu pentru că... Dar repede. Relativ repede. Deci nu m-am gândit înainte și nu vedeam o soluție cum trebuie rezolvate problemele care s-au creat în PNL în decursul timpului și mai ales cum poate fi acest partid transformat într-un partid politic eficient, care să-și atingă scopurile pe care și le propune. În momentul când am început să mă gândesc, în momentul acela, într-o perioadă relativ scurtă, am creat o arhitectură strategică pentru Partidul Național Liberal și din acel moment, având și sprijinul președinților filialelor teritoriale ale partidului... V-ați hotărât? M-am hotărât, da. Știți ce vreau să vă întreb? V-ați gândit vreodată, dumneavoastră, care ați fost prim-ministru într-un guvern FSN, că o să ajungeți președintele Partidului Național Liberal? Sincer. Niciodată.
Nu, dar nici când am intrat în Partidul Național Liberal, niciodată nu m-am gândit că eu va trebui să devin președintele Partidului Național Liberal. De ce ați intrat în Partidul Național Liberal? Pentru că, între timp, după cum știți, eu am fost 6 ani de zile în Statele Unite, lucrând pentru Banca Mondială, am participat cu proiecte ale Băncii Mondiale în multe țări în tranziție, exact în tranziția de la socialism la capitalism. Acolo am învățat exact valorile care pun în mișcare o economie de succes și acestea sunt valorile liberale. 2. La ora actuală sunt și eu un mic investitor în România și mă izbesc exact de greutățile de care se izbesc întreprinzătorii mici și mijlocii în România. Și drumul meu, deci până la urmă, spre liberali, a parcurs aceste etape și de ce, prin viață, nu, practic. Da, de ce să nu recunosc că a existat și, să zicem, activitatea domnului Valeriu Stoica, care... Îl aveți pe conștiință, pe domnul Valeriu Stoica? Virgulă, care... Îl aveți pe conștiință, pe domnul Valeriu Stoica? Nu, de ce? Pentru... Era șeful unui partid și datorită dumneavoastră nu mai este șeful unui partid. Era șeful unui partid și eu am spus întregul partid... V-a adus în partid și dumneavoastră l-ați dat jos. Nu, nu. Eu am spus întregului partid că nu sunt de acord cu modul cum a fost tratat domnul Valeriu Stoica ca președinte care a fost ales democratic la un congres al partidului. Deci și astăzi, când sunt președintele Partidului Național Liberal, resping categoric acțiunea acelor membri de partid împotriva domnului. Da, consecința asta e. Domnul Stoica v-a băgat în partid și dumneavoastră i-ați luat locul. Așa pare la prima vedere. Deci eu am discutat foarte deschis cu domnul Valeriu Stoica și a fost și îndemnul dânsului ca eu să particip la această competiție pentru președinția partidului. Am înțeles, dar... Așa apare deci la prima vedere. Nu l-aveți pe conștiință. Nu l-am pe conștiință. Știți că dumneavoastră ați fost la o emisiune la noi în primăvară, nu? Spre vară așa, dacă nu era vară. Vă aduceți aminte? Da. Și vă aduceți aminte ce ați zis la emisiunea? Nu mai țin minte. Dezbatere despre frământările din interiorul PNL. Data 24 iunie 2002. Invitați în studio A. Teodor Stolojan, președintele Consiliului Național al PNL. Întrebare. Credeți că Teodor... Întrebările de pe micul ecran. Credeți că Teodor Stolojan a trebuit să candideze la funcția de președinte al PNL? Credeți că Teodor Stolojan a trebuit să se retragă din PNL? Haideți să vedem ce ați răspuns dumneavoastră când a venit vorba de candidatura lui Teodor Stolojan la președinția partidului. Să vedem ce a spus atunci și după aceea o să vă las să comentați. Filmul, vă rog. Eu deciziile le-am luat în timp, le-am comunicat din timp, sigur, nu la întregul partid, le-am comunicat la o bună parte din liderii partidului. Le-am spus din foarte din timp că nu doresc să mai candidez la președinția țării. Le-am spus mai recent că nu doresc să candidez la președinția PNL-ului și când va veni timpul, le voi spune și dacă rămân sau nu. Ce pot să vă spun, nu este bine într-un partid să existe asemenea tensiuni. Diferențe de opinii pot exista, indiscutabil, este o democrație, e un partid democratic, dar faptul că se ajunge la asemenea tensiuni e... foarte prost pentru partid. Eu nu pot să spun că sunt cu o tabără sau cu alta, dar mă deranjează și m-a deranjat foarte mult ceea ce s-a petrecut în PNL. Se petrece în continuare și, din păcate, m-a deranjat maniera în care se încearcă înlăturarea domnului Stoica, indiferent dacă el, să zicem, este atât de nepotrivit pentru această funcție, cum cred unii, sau mai potrivit. Important este că a fost ales într-un mod democratic de către un congres care știa foarte bine și atunci că Stoica are sau nu are carismă, sau cât are sau cât nu are carismă. Congresul atunci l-a ales. Nu există răbdarea să aștept să vezi rezultatele activității sale și să încearcă schimbarea lui. Deci acest lucru m-a deranjat. A ajuns la o situație în PNL în care, după expresia unuia, de câte ori se ia o decizie, trebuie să te uiți foarte atent cine e în sală, pentru că atunci rezultatul deciziei este foarte schimbător în funcție de cei care sunt prezenți. Și mie mi s-a întâmplat recent,
ca o parte din așa zisul grup al lui Stoica să fie absent, s-a luat o decizie, s-a întors domnul Stoica, s-a întors din nou decizia, deci s-a ajuns la un blocaj aproape decizional în cadrul PNL, dar n-ar fi problema numai de blocaj decizional, problema este că chiar atunci când se ia o decizie, ea nu se îndeplinește, pentru că cei care nu votează pentru decizia respectivă consideră că n-au nicio obligație să acționeze pentru îndeplinirea deciziei respective. Și după mine acesta este un păcat capital al oricărui partid politic. Eu am vorbit tot timpul de o integritate pe care trebuie să aibă orice organizație, indiferent că e economică, politică. Ce înseamnă integritate? Nu-i vorba să nu-ți fure scaunul când te-ai sculat de pe el. Se mai întâmplă la români. Da, este mult mai mult. Este de a te aștepta la un comportament al celui care face parte din organizația alături cu tine, de tine, care nu-ți provoacă surprize. De ce? Pentru că el acționează pe baza acelorași valori, pe baza acelui set de reguli și întotdeauna te aștepți să acționeze într-un mod previzibil, ca și cum ai acționa tu, domnul Tucă. Avantajul democrației astăzi în care trăim este că nu trebuie să fii captiv unui proiect, indiferent că e politic sau economic, dacă consideri că nu mai crezi în proiectul respectiv. Deci eu la ora actuală mă aflu în acest stadiu în care am mari îndoieli vis-a-vis de acest proiect, Partidul Național Liberal. Părerea mea că este nevoie de un partid liberal în România, în continuare. Deci problema e foarte simplă. De a mai crede într-un proiect sau de a nu mai crede în el. Deci în momentul în care nu mai crezi în proiect, nu mai e ca înainte să nu fie decât un partid. Eu mă aflu în stadiul acesta 3 de care a spus dumneavoastră, adică respingând o serie de propuneri care mi s-au făcut și în care nu cred. Sigur, sunt foarte mulți oameni, într-adevăr oameni foarte corecți în Partidul Național Liberal, care realmente cred că dacă eu aș accepta să candidez la funcția de președinte al Partidului Național Liberal, s-ar liniști lucrurile în PNL. Lumea nu se conduce după, să zicem, simpatii, respect, se conduce după interese. Și în momentul în care, printr-o decizie, afectezi interesele unui grup sau al altuia, din acel moment se va întâmpla exact același lucru care se întâmplă astăzi cu domnul Valeriu Stoica. Un partid puternic în opoziție nu poate fi un partid care veșnic are aceste probleme interne. Eu cred că, într-un fel, dacă eu aș pleca din PNL, lucrurile ar deveni și mai simple, pentru că acum, din păcate, foarte mulți membri de partid mi s-au adresat, mi-au trimis mesaje. Deci ei văd în mine, așa cum spuneam, o posibilitate de a plana aceste conflicte. Eu nu cred în această teorie. Mai mult, cred că un partid politic nu trebuie să se rezume la o persoană care salvează lucrurile maglavid. Deci, într-un fel, cred că dacă cele două grupări rămân în Partidul Național Liberal și cred că vor rămâne pentru că experiența ultimilor 12 ani i-a învățat că nu e bine nici să ieși, că până la urmă revii tot acolo de unde ai plecat. Deci, cred că vor trebui să se clarifice. Clarificarea, de exemplu, presupune să respecti regulile, adică să accepti să respecti regulile. Și una din reguli poate fi foarte simplă, și anume ca cele două grupări să-și prezinte echipele cu platformele lor, să se ducă în congres și congresul să decidă o echipă sau alta, după care echipa care câștigă merge înainte, își îndeplinește mandatul, în funcție de rezultatele electorale, poate să continue sau poate să-și dea demisia, așa cum se procedează în general. Dacă în urma unui congres rezultă aceeași structură a conducerii PNL-ului, vor avea exact aceleași tensiuni. Și bineînțeles, echipa care nu este aleasă trebuie să înțeleagă regula jocului și să aibă răbdare să aștepte 2-3 ani de zile până la un nou congres. Domnul Tucă, de exemplu, avem multe păreri diferite în cadrul PNL-ului. Spre exemplu,
Eu nu pot să cred că noi putem lupta eficient împotriva corupției în România atât timp cât acceptăm să avem parlamentari care sunt în același timp și chief executive officer sau, mă rog, conducător executiv al unor societăți comerciale. Este inacceptabil. Avem parlamentari care conduc Regia Națională a Pădurilor, avem parlamentari care conduc un concern, un grup industrial, cum e domnul Patriciu. Deci eu cred că o asemenea situație trebuie curmată, pentru că altfel nu curmăm corupția din România. Ele deschid porțile corupției, acest amestec continuu care se produce pe funcții de parlamentar, care n-ar trebui să aibă alte preocupări decât activitatea parlamentară în România. Sigur că o bună parte din membrii Partidului Național Liberal nu sunt de această opinie cu mine și consideră că acesta nu e un punct de vedere liberal. Sigur, părerea dânsilor. Ce ziceți, domnul președinte? Eu cred că aveam mare dreptate în tot ceea ce spuneam. De atunci și până acum s-au petrecut două lucruri. În primul rând, președinții filialelor teritoriale ale partidului au ajuns la concluzia că biroul permanent central care era nu mai putea funcționa și nu au mai dorit să discute cu ei și au cerut să discute cu mine. Deci a fost un gest clar hotărât al majorității președinților filialelor teritoriale și am avut cel puțin două întâlniri cu dânsii și doi, partidul a acceptat să schimbe regulile de joc. Am schimbat statutul și, sigur, lumea s-a concentrat foarte mult asupra schimbării președintelui partidului, asupra modului în care el și-a ales echipa, dar la ora actuală, din păcate, se cunoaște foarte puțin că Partidul Național Liberal este singurul partid politic din România care a făcut câteva transformări profunde în structura sa, în modul de funcționare și aceste schimbări profunde au în vedere înlăturarea clientelismului din partid, a senatorilor de drept, punerea relației între cei care sunt aleși în funcții de conducere în partid și membrii de partid, punerea lor într-o relație corectă, cinstită. Deci, practic, dumneavoastră spuneți acum că atunci erați convins că nu veți mai candida și că veți părăsi, practic, Partidul Național Liberal și această mișcare a liderilor PNL din filialele, sau cum? Exact, fără ea n-aș fi făcut acest pas. Știți că pe mine m-ați convins atunci și probabil că și pe mulți telespectatori? Nu, dar ceea ce am spus atunci, în condițiile de atunci, era foarte corect. Nu n-am spus, dar pe mine m-ați convins atunci că dumneavoastră o să plecați din Partidul Național Liberal pentru că nu vă regăsiți în Partidul Național Liberal și dumneavoastră nu numai că n-ați plecat, dar ați devenit și președintele Partidului Național Liberal. Da, pentru că majoritatea din Partidul Național Liberal a înțeles exact ce am spus poate atunci și nu numai atunci și a fost de acord să ia măsurile care să schimbe situația din Partidul Național Liberal. Cu Patriciu cum merge treaba? Nici o problemă. Am relații corecte cu orice membru al Partidului Național Liberal. Sigur. Sigur. Deci nu mai există două tabere acum, ci o tabără aceea dumneavoastră care a câștigat și cealaltă care trebuie să se supună regulilor jocului, cum spuneați și atunci în iunie, nu? Exact. Există toți membrii Partidului Național și eu, dacă vreți, vă dau exemple că relația mea este corectă cu toți membrii Partidului Național. Iată, de pildă, este pentru prima dată când biroul executiv și eu personal nu ne-am amestecat sub nicio formă în modul în care deputații sau senatorii și-au ales liderul de grup în Parlament. Și iată, la Camera Deputaților, liderul grupului parlamentar liberal este domnul Crin Antonescu, care se știe că n-a fost de acord. Mai e o schimbare la dumneavoastră față de emisiunea din iunie. Ca imagine, atunci erați cu o cămașă deschisă, fără cravată, acum ca președinte, sunteți frumos încheiat cu cravată. Da. V-ați gândit? E o transformare mentală sau? Nu. Trebuie să aveți o altfel de imagine ca președinte al PNL? Așa. Care sunt schimbările? Cu ce s-a schimbat Stolojan de când a devenit președintele Partidului Național Liberal? Eu sunt același om,
Sigur, am o responsabilitate mult mai mare, dar nu acest lucru mă deranjează. Mă deranjează întotdeauna când ar trebui să-mi asum o responsabilitate și văd că n-aș ști cum să o aduc la îndeplinire și mai ales n-am mijloacele de a o realiza. Chestiunea cu modul cum spuneți că am cravată acum... Am observat, da. Atunci n-aveați cravată și erați deschis la cămașă, erați gata pe picior de plecare din PNL, acum fiind președintele PNL aveți cravată. Da. Ascult și eu de sfaturile unora. Cine vă dă sfaturi? Am colegi care îmi spun, pune-ți cravată la gât când te duci la televizor. Păi și atunci nu v-au spus să vă luați cravată, să nu mai vorbeați cu colegii. Ba mai vorbeam, dar era parcă vară, era la începutul sau... Era iunie, da, 25 iunie. Dar chiar într-un interviu dumneavoastră spuneți că vă consultați când luați o decizie. Cu cine vă consultați, domnule Stojan? În primul rând cu membrii biroului executiv, dacă este vorba de o decizie pe care trebuie să o luăm în partid, mă consult chiar cu oameni care nu sunt în biroul executiv. Cu soția, cu familia vă... Mai puțin, pentru că nu doresc să-i amestec în niciun fel în această activitate politică. Adică nu întrebați niciodată pe soția noastră ceva legat de politică? Ba, o mai întreb câteodată dacă ce părere are, dar în general nu o implic în nicio activitate. De implicat am înțeles, dar o mai întrebați apropo de da, o mai întreb ceea ce faceți dumneavoastră. Ați întrebat-o acum dacă e bine să deveniți președintele PNL? Da, sigur că am avut o discuție. Și ce v-a zis? A zis, faci ce crezi. Păi atunci de ce ați mai întrebat-o dacă v-a zis așa și crezi? Putea să aibă o altă reacție, nu? A, deci așa a fost da. În regulă. Da. Și cu Valeriu Stoica, ce funcție are în PNL? El este, în PNL, este membru de partid la ora actuală, este parlamentar, deci nu are o anumită funcție. Deci nu are nicio funcție? Da. Și vă gândiți să-i dați vreo funcție sau? Da, eu cred că domnul Valeriu Stoica are o experiență extraordinară în munca politică și cred că oricând am o problemă mai dificilă, mă pot consulta cu dânsul și sunt sigur că dânsul este deschis întotdeauna acestei consultări. Sunt foarte multe întrebări care vin de la telespectatori și îi rog pe telespectatorii care vor să, la rândul lor să trimită întrebări pentru domnul Teodor Stolojan, să o facă la adresa prin SMS, la numărul afișat pe micul ecran, la fel puteți trimite mesaje prin e-mail și după prima publicitate veți intra în direct cu domnul Stolojan la telefon și puteți adresa întrebările dumneavoastră. Care sunt obiectivele PNL pentru alegerile viitoare? Sună o întrebare a unui telespectator. Din câte știu, dumneavoastră v-ați propus să ajungeți la 20%. Păi ați luat vreodată 20%? Când n-ați luat niciodată de când e PNL-ul 20%. Până la 20%, noi am definit o viziune a partidului care este ce dorim să ajungă Partidul Național Liberal în România și această viziune este să ajungem forța politică de dreapta puternică care să echilibreze scena politică în România. De asemenea, am definit o misiune a Partidului Național Liberal, adică ce dorește Partidul Național Liberal. Și această misiune este să îndeplinim programul politic al partidului de transformare liberală a României, deoarece numai pe această cale credem că poate fi redusă sărăcia din România, înlăturată și redusă mai ales corupția. Sună frumos, dar va fi foarte greu de făcut. În acest scop am spus noi că ar trebui să realizăm minimum 20%. Cu Partidul Democrat ce relație aveți? Știți de ce vă întreb și eu la rândul meu? Pentru că într-un interviu recent pe care ni l-a acordat domnul Traian Băsescu, spunea că stă în expectativă cu Partidul Național Liberal pentru a vedea încotro o ia. Există o direcție sau alta în care puteți lua în funcție de... Nu, el degeaba stă în expectativă că noi avem o singură direcție, suntem de dreapta. Pentru el e o problemă că fiind partid social-democrat, sigur că ori o ia spre PSD, ori o ia puțin spre dreapta, dar amesteca cu ceva... social-democrație. Deci dânsul are o asemenea problemă. Noi nu avem. Noi suntem un partid de dreapta și indiferent cum unii lansează zvonuri pe piață, noi rămânem un partid de dreapta. Adică avem o doctrină care n-are probleme să se delimiteze de social-democrație. Cu PSD-ul ați putea avea o relație în viitorul apropiat?
Nu, în niciun caz în viitorul apropiat, pentru că noi suntem în opoziție, dânsii se află la putere cu sprijinul direct al UDMR-ului. Spuneați că dacă veți obține 20% la următoarele alegeri, la viitoarele alegeri, atunci ați putea intra într-un parteneriat de guvernare cu PSD-ul. Este adevărat? Parțial este adevărat. Deci, totdeauna declarațiile mele legate de această problemă au fost luate, puțin tăiate și sigur că au produs uneori confuzie. În primul rând, este prematur să discutăm acest lucru, pentru că nu vom ști nici de pe acum cam care va fi situația totuși reală în timp după vot. Noi am spus că am dorit 20%. Ceea ce am spus cu toată claritatea și acest lucru îl voi menține în continuare, este că dacă noi ne vom realiza obiectivul de 20% minimum din voturi, atunci avem doar două restricții în a participa la guvernare. Prima restricție se cheamă Partidul România Mare, deoarece orice alianță cu acesta practic închide viitorul României, atât în ce privește integrarea în Uniunea Europeană, cât și în ce privește democrația din România. Ați văzut foarte clar ce s-a întâmplat în Slovacia zilele trecute. Iar a doua restricție este că nu vom participa la guvernare sub nicio formă de dragul guvernării. Ori agenda guvernului e stabilită de programul politic al Partidului Național Liberal, ori dacă nu, rămânem în opoziție. Dar dacă nu veți obține 20%, ce veți face dumneavoastră? Eu îmi dau demisia, așa cum am declarat-o și la Congres, și vor veni alții după mine care vor trage în continuare partidul înainte. Am înțeles, ne oprim puțin pentru publicitate și vom continua după aceea cu dumneavoastră și cu întrebările venite la telespectatori. Publicitate. Puternici. Ridurile. Uită de riduri. Nu mai vreau să aud de ele. Nivea Visaj Q10 Plus îți oferă o dublă eficiență antirid. Q10 Plus R, cu două coenzime proprii pielii, reduce vizibil ridurile. Nivea Visaj Q10 Plus. Mai bine ca niciodată. Uită de riduri. Nu se știe niciodată când ai nevoie de o respirație proaspătă. Așa că întotdeauna ar trebui să ai Winter Fresh la îndemână. Winter Fresh. Cu siguranță o respirație proaspătă, rece ca gheața. Super Scratch! XL Merry Menu și surprize cât poftești. Ai cupoane Super Scratch, te distrezi și câștigi Scratch și primești premiul pe loc. Super Scratch! Premii Big Mac, Coca-Cola, cartofi, prăjiți, cornete de înghețată și ceasuri, Swatch, aparate, foto, Olympus poți câștiga îndată. Super Scratch! Yeah.
promit să mă suni? Da, promit. Ce-ai face? Allianz, alături de partenerii săi din întreaga lume, este puterea de partea ta. Alexandrion. Pur și simplu, numărul 1. Sigur că ne interesează băieții, dar nu prea recunoaștem. Această clasă a participat la programul de igienă orală Blenda Med. Când vezi un băiat drăguț venind spre tine, te gândești: wow, dacă zâmbește și are dinți urâți, nu-ți mai place. În cadrul programului, copiii au fost învățați să se spele pe dinți de două ori pe zi cu Blenda Med. Avem mai puține carii acum datorită lui Blenda Med. Toți au dinți mai sănătoși și mai puține carii. Vedeți? Zâmbește mai ușor cu Blenda Med. Acum vorbim mai mult și ne purtăm mai frumos unii cu alții. Totul e important. Dinții și sufletul. Un zâmbet sănătos începe din copilărie. Da, emisiunea noastră continuă. Invitatul din prima parte, domnul Teodor Solojan, președintele Partidului Național Liberal. Înainte de a continua discuția cu domnia sa, câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Europa ne trage de urechi. Peter Scheider, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a declarat ieri corespondentului Jurnalului Național la Strasburg: Europa nu acceptă decizia României de a acorda soldaților americani imunitate în fața Curții Penale Internaționale. Sunt ușor uluit de ce a făcut România, a spus acesta. Palatul Cotroceni confirmă venirea lui Bush Jr. Vizita în România președintelui SUA George Bush în luna noiembrie după summitul NATO de la Praga a fost confirmată ieri de surse din Palatul Cotroceni. Eurile din pâine și din paste făinoase, al titlului din Jurnalul Național de mâine. Unele sortimente de pâine integrală sunt făcute din făină colorată cu euri din familia caramelurilor, iar în unele paste făinoase oul a fost înlocuit cu E102. Petreceri tovărășești cu Deș și Ceaușescu, documente păstrate în arhiva PCR, arată cum își petreceau conducătorii comuniști ai României sărbători precum Revelionul. Domnule Stolojan, sunteți singura personalitate politică în care mai am încredere. Sper într-o politică înțeleaptă să deveniți președinte. Doamne ajută, Lari. Păi ce președinte vreți să mă? N-ați ajuns? Da, am ajuns președintele Partidului Național Liberal. Vă fi vreun alt, vreți în continuare să candidați la președinția României? Va fi o problemă care va fi decisă în delegația reprezentanților naționale. Avem cel puțin doi candidați știu la președinție. Știu că decidați, dar dumneavoastră, personal, vreți să mai candidați? Acum nu pot să spun nimic, deci avem doi candidați. De ce nu puteți spune nimic acum? Pentru că eu când aud asta, acum nu pot să spun nimic. Întrebați-mă pe mine ceva că eu pot să spun acum. Eu nu pot, pentru că nu e decizia mea. Vom deci avea o delegație. Vreți să vă răspund eu în locul dumneavoastră? Deci mă întreabă un reporter, domnul Tucă, și eu sunt... Am un reporter. Domnule Tucă, dumneavoastră credeți, domnul Teodor Solojan va candida la președinția României? Și eu răspund, domnule reporter, eu cred că dacă partidul o să ia pe undeva în jur de 15%, da, domnul Solojan va fi candidatul PNL la președinția României. Vedeți, eu sunt mai direct.
Dumneavoastră ce părere aveți? Eu v-am spus, va fi o delegație a reprezentanților naționali și acolo vom discuta aceste probleme. Ce delegație este președintele PNL? Dumneavoastră ați vrut să fiți președintele PNL și ați fost. Da, vreți da. Să candidați la președinție, dacă luați 15%, veți candida. Da. Pe cine să candideze? Domnul Dinu? Nu, avem candidați. Aveți care candidați la... Avem. Care? Dați două exemple. Nu, pot să dau pentru Dinu că... Zanfirescu? Atât, domnul... Nu pot să nominalizez pentru că ele trebuie aceste... Ba puteți să nominalizați. Nu, aceste candidaturi trebuie să le discutăm întâi în delegația. A spus că... Nu, dar mi-a răspuns la o întrebare pe jumătate. V-am întrebat dacă există candidați pentru președinția PNL. Alți candidați în afară de dumneavoastră, există, sigur. Adică noi la PNL avem candidați pe bandă rulantă. Care sunt aia? Avem cel puțin Mona Muscă. Și dânsa poate fi un candidat la președinția. Păi nu, e vorba aici de președinția României, nu, stați puțin. Președinția României, exact. Și dânsa păi o femeie? De ce nu? Păi e vreun președinte în Europa femeie? Cum să nu fie? Care? În Norvegia, dacă mi-aduc bine aminte. Păi Norvegia e regat. Sau în Finlanda, pardon. În Finlanda, pare. În Finlanda. Păi da, Finlanda e un fel de județ, așa, foarte dezvoltat. Dar vă dau un exemplu. Da. În Coreea de Sud, după cum știți, unde... Femeile, când treceau prin fața bărbaților, se înclinau, au propus o femeie prim-ministru. Bun, n-a fost alesă până la urmă, dar iată că și până și acolo ideea nu este deplasată. Nu cred că în România propune o femeie la președinția țării, e o idee deplasată. N-am spus că e deplasată, am zis că e depășită. Eu nu cred. Nu, bine, în afară de doamna Mona Muscă, alți doi candidați. Nu, n-am spus că este. Am spus că este un potențial candidat. Îngerul Țiții, da. Îngerul care îmi șoptește mie de fiecare dată în cască, spune că domnul Paul Păcuraru, dar că îi lipsește doar puțin carisma. Ar putea fi? Nu știu. E greu să vă spun. Deci nu eu voi decide acest lucru. Spuneți-mi, vă rog, ce veți face cu Radu Câmpeanu, ultimul mohican rămas în afara partidului? Vom discuta. Vom discuta cu domnul Radu Câmpeanu, de fapt vom discuta cu conducerea Partidului Național Liberal Câmpeanu, liniuță Câmpeanu, da? Vom discuta cu dânsii, le vom propune să intre în Partidul Național. Cât despre domnul Cerveni? Dânsul parcă e la Partidul România Mare, deci nu avem ce discuta cu dânsul. Nu știu unde Nici e. Nu mai știu unde e, dar ultima oară e plecat în orice caz. Ultima oară era la Partidul România Mare, deci nu avem ce discuta cu dânsul. Dar de ce nu discutați cu Partidul România Mare? Păi nu discutăm pentru că are atitudinile pe care le are, declarațiile pe care le are, cu declarațiile României Mari nu ajungem decât în tranșe. România nu poate ajunge decât în tranșe, în altă parte nu poate ajunge. De ce vreți să vă aliați cu comuniștii, domnule Stolojan? Cu care comuniști? Din, nu știu. Așa e sună întrebarea. Viitorul României Moderne este al partidelor istorice PNC și PNL. Păi PNC mai trăiește? A rămas doar PNL. Care e reforma liberală pentru România Modernă? Reforma liberală se bazează pe transformarea liberală a României, care presupune dezvoltarea economică prin reducerea nivelului impozitelor și taxelor, prin eliminarea acestui procedeu care a mărit corupția în România de acordare de eșalonări la plata impozitelor și taxelor, reduceri, printr-o creștere economică realizată prin punerea în valoare a rezervelor de care dispune astăzi România. Iată, de pildă, avem în continuare resurse fizice și umane pur și simplu înghețate în întreprinderi care de ani de zile produc pierderi. Avem la ora actuală cel mai mic nivel al investițiilor străine directe pe locuitor comparativ cu celelalte țări candidate care negociază intrarea în Uniunea Europeană. Deci, practic, România considerăm că poate realiza un ritm de creștere economică mult mai mare de 4-5% cât realizează în prezent. De ce? Da. Și în al doilea rând, vom reduce corupția, deoarece cu PSD-ul actual, corupția în România nu are decât o singură direcție și anume creșterea corupției. De ce domnul Stolojan nu s-a înscris în PSD, Petruț Șerban? Una caldă, una rece. Pentru că m-am înscris în Partidul Național Liberal. Eu cred că dacă domnul Stolojan candidat ca independent la alegerile prezidențiale, acum discutam cu domnul președinte al României, Stolojan, îi doresc să aibă PNL forța de a-i detrona pe hoții de la PSD. Vă mulțumesc.
Octavian Gafton, ce-i mulțumit? Că spune că trebuie să luptați. Dar ați declarat într-un interviu recent că domnul Năstas are tot timpul să se îndrepte. E cocoșat ce are? Nu, era vorba de o eroare care considerăm că a comis-o dânsul. Care? Era în legătură cu o afirmație făcută, nici nu mai rețin care. Dar spuneți-mi, da. Spuneți-mi asta cu... care este poziția dumneavoastră în legătură cu, cu semnarea acordului între România și SUA privind Curtea Penală Internațională? Eu cred că ne-am grăbit, ca dovadă nicio altă țară candidată la Uniunea Europeană care se află în aceeași situație ca noi, adică nu este membră a NATO, nu a făcut acest lucru. Cred că noi ne-am grăbit ca întotdeauna, dar ne-am grăbit prost. Eu nu cred în ceea ce a spus domnul Ion Iliescu, că am nimerit la mijloc. Cred că ne-am băgat noi singuri la mijloc. E o mică diferență. Și acum vom corecta această situație. Ați văzut că guvernul a început să declare prin diferite locuri în străinătate că nu vom adopta în Parlament sau vom strâmba puțin acordul cu, încheiat cu Statele Unite. Care sunt obiectivele PNL pentru alegerile viitoare? Unde este sediul PNL în Timișoara? Strada Speranței la parter. Unde este sediul PNL în Timișoara? E în centru acolo. În centru, da? Nu știu, strada exact. Strada Speranței la parter, da. Am spus eu. Domnule Stolojan, spuneți-mi, vă rog, relația asta cu PSD, văd că intră mai mulți. Aveți vreo relație, aveți prieteni în PSD sau... Spuneți foarte clar acum să știe lumea. Ce înseamnă? Deci nu înțeleg ce mă întreabă dânsi, adică am PSD-ul... Păi vedeți, PSD-ul... Zice, de ce nu v-ați înscris în PSD, altul că... Noastră să, deci, să nu colaborați cu comuniștii? Domnul Tucă, PSD-ul se află la guvernare, noi suntem partid politic de opoziție, PSD-ul este adversarul nostru politic, relația nu poate fi de urmărire continuă a PSD-ului, de criticare clară a politicilor pe care le ia și pe care noi le considerăm că nu sunt corecte pentru România. Ce părere aveți despre alegerile anticipate? Sunt total inutile. Este inutil să discutăm despre așa ceva. Toate argumentele date până acum de către cei care au lansat această idee nu rezistă. De exemplu, argumentul că ar fi un guvern care începând din 2003 ar sta până în 2007 când are loc integrarea României în Uniunea Europeană. O asemenea argument nu este bun. De ce? Pentru că integrarea României în Uniunea Europeană se face pe baza unui program de acțiuni și termene convenite cu Uniunea Europeană, care acest program nu depinde de niciun guvern, de coloratura guvernului, orice guvern trebuie să realizeze programul. Alegerea președintelui de către Parlament sau de către popor, ca și până acum? Noi am susținut alegerea de către Parlament, dar opinia publică ați văzut că dorește să fie ales de către popor. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, legat de modificarea asta Constituției, veți susține alături de PSD? Pentru că există voci în PSD care susțin alegerea președintelui de Parlament. Veți susține în continuare acest lucru? Aceasta a fost propunerea noastră. Dacă ea va fi agreată de partidele politice, nu văd de ce să nu o susținem în continuare. Tot din mesajele telespectatorilor, domnul Stolojan, primul președinte al PNL, a fost unul obscur, Ion Brătianu, prenumele său. Să vă spun telespectatorii, ce face PNL și domnul Stolojan pentru tinerii olimpici? Cum vede domnia sa relansarea cercetării și educației? Sunt întrebări foarte multe la care nu puteți răspunde în această seară. Aș vrea să vă întreb, pentru că am aflat, ați fost foarte mult în teritoriu în ultima vreme. Care sunt problemele din teritoriu? Arată altfel România profundă atunci când o vizitezi în teritoriu, în comparație cu ceea ce se vede la București? Categoric, ne aduce cu picioarele pe pământ foarte mult. Iată, de pildă, sunt județe în care recolta de grâu a fost în jur de 5-600 de kilograme la hectar. Agricultorii respectivi, practic, nu mai pot să facă lucrările de toamnă să însămânțeze din nou grâu și atunci, ca urmare exact acestor constatări,
Parlamentarii liberari au depus un proiect de lege în Parlament zilele trecute prin care solicităm ca în regim de urgență acești agricultori care au, din cauza secetei, au producții mici de grâu să primească un sprijin direct din partea statului pentru a putea efectua lucrările de toamnă. E vorba de circa 1.500.000 de lei pentru sămânță, pentru îngrășământul necesar. Pentru... Spuneți-mi o întâmplare care v-a marcat existența, o întâmplare din trecut, din perioada comunismului până în 82. Există o astfel de întâmplare? Da, sunt mai multe. Una, două, care v-au marcat existența? Am fost la un moment legat de comunism. Da. Încercând să apărăm realmente interesele țării, se luase o decizie absurdă ca România să blocheze toate plățile externe. Asta era în perioada 1998. 1988. Deci venise o dispoziție de la conducerea Partidului Comunist de atunci ca România să înceteze plățile externe în ideea că și-ar fi cumpărat datoria externă care rămăsese de pe piața secundară la un preț mai mic. Noi am încercat atunci să arătăm că o asemenea măsură de blocare a plăților externe în condițiile în care noi deja aveam resurse și fără să anunț nimic străinătatea, creditorii internaționale ale României ar fi condus la pagube către ale României, pagube pentru România. Răspunsul care a venit a fost identificații pe cei care dau asemenea sfaturi, adică pe noi, și dați-i afară pentru că sunt susținătorii intereselor băncilor străine în România. Sigur că a fost o chestiune care ne-a marcat pentru că munceam corect și atunci și până la urmă am fost schimbați din funcție câțiva care... Pentru că dădeați astfel de sfaturi. Spuneți-mi, după decembrie 89, există un moment mai important în cariera dumneavoastră decât acesta în care ați fost ales președinte al PNL? Sigur că există. Există momentul în care, vrând nevrând, a trebuit să preiau funcția de prim-ministru și care a fost într-un moment extrem de greu. Sigur, lumea uită repede și e bine să uităm, dar eu am preluat funcția de prim-ministru după ce foștii membri ai, sau unii dintre membrii miniștrii guvernului Roman săreau pe geam afară din cabinet pentru a scăpa de revolta aceea a minerilor. Deci a fost o perioadă extrem de dificilă, dar am parcurs-o. Vă mulțumesc mult pentru participare. Ultima întrebare este legată, e o întrebare pe care v-am adresat-o în campanie electorală, pe atunci erați doar un candidat din partea PNL la președinție, acum sunteți președintele PNL. Știți care aia cu imnul, știți? Ați învățat imnul PNL între timp? Da, sunt liber. Ăsta e? Sunt da, liber? Da, așa e. Știți titlul, nu? Acum nu trebuie să mai cântați. Acum asta nu mai fi să-l mai și cânt. Nu, bineînțeles, nu asta e problema. V-am întrebat dacă știți, pentru că știu că atunci ați rămas puțin încurcat la întrebarea mea dacă știți imnul Partidului Național Liberal. Acum, ca președinte, aveți mai multe de învățat și în lucruri care nu vă stau neapărat în fir așa. Asta cu imnul, cu... Nu? Da. Semnul acela electoral este cu PNL-ul, nu? Da, este cu PNL. Dar nu e electoral, e în semnul partidului. În semnul partidului. Exact. Da, e folosit foarte des în campania. Mi l-a făcut cadou domnul Ludovic Orban. Așa. 24 de carate? Sau 18? Că nu, că e așa, spun că e de aur. Păi, și l-ați încercat sau? E foarte ușor, așa că nu cred că cineva mi-l va smulge din piept. Nu, asta e bună, eram curios că strălucește. Bun, da. Eu vă mulțumesc pentru participare în această seară și trebuie să vă doresc succes în noua dumneavoastră postură, una destul de importantă și de grea, aceea de președinte al Partidului Național Liberal. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc! Ne oprim puțin pentru publicitate, după care emisiunea noastră va continua, partea a doua, niște invitații speciale. Ne întoarcem imediat după pauză. Bine ai venit, mamă! Drăguță casă, totul e ca nou, dar tu nu prea folosești bucătăria asta. A, vechiul meu frigider plin de zgârieturi de la praful de curățat. Mamă, acum există Chief Pasta, gata cu zgârieturile. Praful de curățat e amestecat cu o cremă fină. Astfel, Chief Pasta se aplică ușor și curăță eficient, fără să zgârie. Gata cu praful de curățat, gata cu zgârieturile. Folosește Chief Pasta, curăță eficient, fără să zgârie.
Menina que molha se vai lavar. Menina que molha se mais tata. Vendeu-me peltinho. Există momente de care preferi să te bucuri singura. Nu de la Nivea. Gelul de duș care te îngrijește, îți răsfață și hrănește pielea. Gelul de duș Nivea Milk and Vitamins. Exclusiv feminin. După fiecare masă amestecă Orbit White. Îți protejează dinții și îi păstrează strălucitor de albi. Nimeni nu poate face față zâmbetului tău. Orbit White. Pentru dinți sănătoși, de un alb natural. Start! Oh, nu, iar ne-a stâmpărat ăsta mic. N-o să scap niciodată de urmele astea. Ba da, folosește noul Clean. O pulverizare e de ajuns. Noul Clean îndepărtează chiar și urmele de grăsime. Iar datorită formulei cu alcool veți obține o strălucire fără urme. Wow, e mai rapid decât o mașină de curse. Ce zici, încerci și tu? Noul Clean cu alcool, pentru o strălucire fără urme. Mă scuzați, doamnă, ce detergent cumpărați? Evident, ce-mi pot permite? V-ar plăcea să cumpărați o calitate mai bună la un preț acceptabil? Este posibil. Doamnă, ce detergent folosiți? Cel mai bun. Curățenia este foarte importantă pentru mine. Și dacă v-am oferi aceeași calitate la un preț rezonabil? Îmi place. Iată un detergent ieftin și unul de foarte bună calitate. Accesibilitate încorporată în calitate. Vă prezentăm noul detergent Fax. Curățenia dorită la un preț rezonabil. Pentru că Fax are grijă de tine. New Films vă prezintă pe Mel Gibson într-un film de excepție despre fii și tați, despre ce înseamnă familia și despre noi înșine. Oh, help me God. Deschidem buletinul nostru de știri cu o informație de ultimă oră. Șoc pe piața calculatoarelor. Oricine are acum posibilitatea să cumpere un calculator. Lansat pe piață sub semnul generos al sloganului Un calculator pentru fiecare, acesta costă $259. Poate fi achiziționat și în rate de $12 pe lună. Îl găsiți în toate magazinele Flamingo Computers și la distribuitorii autorizați din toată țara. E timpul să ai și tu calculator. Radio de milioane de români. Alexandrion. Simplu, numărul 1. Da, și eu. O să mă recunoști după rochia mea roșie ca focul. Îți mai amintești cum arăta rochia ta preferată când ai cumpărat-o? Cu cât o porți mai mult, cu atât trebuie să o speli mai des. Cu cât o speli mai des, cu atât mai mult se decolorează. Și până la urmă, pare chiar diferită. Acum există noul Tide Color. Cu sistemul său special de fixare a culorii, Tide Color păstrează culorile vii ale hainelor tale chiar și după multe spălări. Așa că data viitoare vei ști ce să alegi. Noul Tide Color. Și curate și colorate. Echipa de Davis, de Cupa Davis a României a învins cu scorul general de 4-1 reprezentativa Slovaciei, întâlnirea de baraj contând pentru calificarea în grupa mondială a competiției. Este un motiv, poate cel mai important,
pentru care în această seară am invitat în studioul nostru pe domnul Florin Segălceanu, antrenor și capitan jucător al echipei României de Cupa Davis, și pe domnul Andrei Pavel, jucătorul care a obținut 2 victorii la simplu și de asemenea a contribuit la dublu pentru victoria României. Bine ați venit și felicitări pentru acest succes. Se vorbește iarăși despre România în urma acestui meci. Cum a fost, Florin Segălceanu, meciul de pe banca de antrenor, din tribune, adică? Din tribună întotdeauna este cel mai dificil. Normal mi-aduc aminte și de perioada mea când jucam în teren. Iar Andrei o să spună că din teren. Iar Andrei sigur o să spună că din teren. Dar o să vină și rândul lui să stea pe margine și să vedem, o să fac comparație. A fost un meci foarte dificil și foarte disputat. M-a spune că rezultatul este excepțional. În primul rând trebuie să-l felicităm pe Andrei, care a reușit 2,5 puncte, ceea ce înseamnă foarte mult într-un meci de Cupa Davis. Am avut în față o echipă foarte valoroasă, cu 2 jucători foarte bine cotați internațional. Carol Cucera, un jucător care a fost în primii 10 din lume, și Dominic Hârbati, fost semifinalist de Roland Garros. Și mai mult, l-am văzut la US Open acum, a jucat foarte bine. Da, aș spune că nu este poate în perioada lui cea mai bună din carieră, dar oricum un jucător cu o mare experiență și foarte valoros. De unde știu că poate nici Andrei Pavel nu e cea mai bună. Poate o să fie într-o perioadă și mai bună. Andrei Pavel este în cea mai bună formă. Andrei Pavel este în cea mai bună formă. Spune-ne, Andrei, ești în cea mai bună formă? Cel puțin săptămâna trecută, da, a fost o săptămână perfectă, să spun așa, mai ales ultimul meci. Ți-a ieșit cam totul. Mi-a ieșit cam totul, exact. E adevărat, cei care n-au văzut meciul și o televiziunea TVR1 a transmis o bună parte din meci, dar au mai fost și fotbalul. Cei care n-au văzut meciul ar putea spune 4 în România, adică i-am bătut lejer pe slovaci. De fapt, încleștarea de acolo a fost infernală, ei având și publicul de partea lor, un public care a făcut un zgomot, așa exact cum se face la meciuri de hockey, probabil, prin Cehia, prin Slovacia. Nu? Da, a fost cel puțin... Trebuie să povestim că am ajuns acolo și în orășelul acela era un restaurant foarte bun, unde am mâncat fiecare seară până când a început meciul, pentru că cel care avea restaurantul, noi i-am dat și bilete. Exact, i-am dat și bilete să vină la meci. Și la meci a venit. Că v-a plăcut mâncarea și el a venit cu scandalul. Băi, incredibil. Ai, ăla căruia i-a furat ținie în ăsta sector. Exact. Acele. Și pur și simplu bătea din tobă și între primul și al doilea serviciu. Și din seara aia n-am mai... Aia a fost ultima seară în care am mâncat la restaurantul acela. După aia n-ați mai fost. Tu ai avut o perioadă destul de bună. Ai jucat semifinala aici la turneul de la București. Și cred că cu puțină șansă ai fi putut câștiga, însă te-ai revanșat acum cu vârf și îndesat. Ai câștigat 2 meciuri la simplu și la fel ai câștigat cu Trifu meciul de dublu. Treci printr-o perioadă fasta asta și după ce ai jucat sferturile la Roland Garros în această vară. Cineva spunea, eu spun comentariile așa de pe margine, care sunt întotdeauna mai ușor de făcut decât jocul de tenis în sine, că Andrei Pavel, atingând sferturile de finală la Roland Garros, a atins apogeul carierei sale. După ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, aș spune că nu. Ai atins apogeul și că poți urca și mai mult decât atât. Sigur că sferturile finală este un rezultat super pentru mine anul ăsta. Anul trecut am câștigat Master Series, care și ăla e un rezultat foarte, foarte bun. Dar acum mă simt în formă și mai am câteva concursuri în sală pe care le voi juca la sfârșitul anului și sper ca să revin din nou în primii 20. Am fost cu o lună înainte. În urmă am fost 17, acum sunt, nu știu, 26. Și mă simt destul de în formă, bineînțeles, și un pic obosit. Am jucat o grămadă de concursuri și sper ca săptămâna asta să o iau mai ușor și să pot juca bine în următoarele concursuri. Ce spune Florin Segălceanu? Poate să meargă mai departe decât atât? Andrei Pavel, un jucător care a arătat acum, cel puțin în meciurile de Cupa Davis, că are resurse pentru a juca excepțional, așa cum a jucat, de fapt. Da. Eu zic că Andrei se află la maturitatea lui tenisistică, dacă se poate spune așa, și a avut un an foarte bun. Cred că deja poziția lui, a spune, în apropierea locului 20 în lume este deja consacrată, ce e probabil că
Nu că îi lipsește, dar probabil că cine știe pe viitor o mică șansă, un turneu bun sau ceva spectaculos în viața lui totuși să-l facă să urce mai sus. Și eu cred că Andrei Pavel de multe ori arăta că este un jucător de primii 10 din lume. Am înțeles că și Victor Hănescu este un jucător de perspectivă și sunt voci care la fel îl văd în primii 20-30 de jucători ai lumii. El a jucat doar un meci, ultimul meci pe care l-a câștigat cu 2-0. Mă rog, și tu ai spus destul de multe cuvinte frumoase la adresa lui Victor, care e un jucător destul de complet și un jucător foarte bun care poate să urce. Da, are absolut toate armele, să spun așa. Îi trebuie un pic de încredere că poate să joace la nivelul, la un nivel mai ridicat, dar prin asta am trecut toți și îi urez mult succes și sper să-și găsească încrederea cu cât mai repede, cu atât mai bine. Hai să vorbim despre România și Cupa Davis. Practic, în grupa mondială, câte echipe există în grupa în care România a revenit acum după 2 ani de zile? Deci sunt 16 echipe. Se va trage la sorți peste 2 săptămâni. Practic, din aceste 16 echipe se fixează 8 echipe favorite, iar restul se trag la sorți. A trebuit spus că pentru România e un lucru foarte important. În cazul în care putem trece de acest prim tur, putem să jucăm cu echipe cum sunt Statele Unite, Franța, poate și la București, și cred că asta înseamnă foarte mult pentru tenis în România, care simt că începe să capete cel puțin la nivel de copii aripi și cât mai mulți copii se vor îndrepta spre tenis. Se îndreaptă spre fotbal, se îndreaptă pentru că fotbalul e nebunia, nu numai în lume, e o religie în lumea asta, dar cred că România de la Anastase Țiriac încoace înseamnă ceva iarăși prin Pavel, Voina și ceilalți care mai sunt în... Greșesc cu ceva? Nu, categoric. Deci este o perioadă foarte bună a tenisului românesc. Toată generația aceasta lui Andrei, mă refer la Voinea, la Pescariu, la Trifu, deci a fost o generație foarte bună care a jucat foarte bine. A spune că este, după Anastase Țiriac, cea mai bună, cea mai valoroasă generație a tenisului nostru și sper totuși... Ar fi modest și tu acum. Da, pe asta vreau să zic, că el s-a sărit în schemă. Da. Sper totuși să se concretizeze exact cum a spus în viitor, poate cine știe mai multă lume să se apropie de tenis, cu toate că situația tenisului nu este una, a spune, foarte ușoară în momentul de față, totul este destul de dificil din punct de vedere financiar, tenisul este un sport care costă mult, dar sperăm pe viitor totuși și cu ajutorul Ministerului și cu ajutorul Federației totuși să încercăm să punem pe picioare un program în care să sprijinim totuși acești copii care, eu aș spune că sunt destul de mult copii talentați în România și care poate, cine știe, poate să ajungă să fie schimbul de mâine de care avem nevoie. Ar fi extraordinar pentru România să pice acum sau în turul al doilea, să spunem, cu Statele Unite, să vedem jucători ca Blake sau, cum îl cheamă pe ăsta tânăr? Roddick să vină aici la București. Cred că pentru tenisul din România ar fi o chestie extraordinară. Și zic că pe terenul nostru aici și cu forma în care se află jucătorii români nu se știe niciodată. Au luat bătaie la francezi, cei doi, jucând amândoi, nu? Da. Bine că l-au pe Grosjean și pe cine mai au pe acolo, că doar pe ăsta am auzit. Ce înseamnă tenisul mondial astăzi, Andrei? Înseamnă forță? Înseamnă talent? Înseamnă ce înseamnă? Tehnică? Tenisul... Mergi la toate marile turnee, participi la mari turnee și da, știi acum, mai bine. Tenisul... Pot să spun așa, de la prima sută, chiar primii 200 de jucători sunt foarte tare acum. Deci depinde foarte mult de forma de zi și încrederea pe care o ai. Depinde și ce rezultate ai avut în ultima perioadă. Și tot timpul e greu când pierzi în primul tur și după aia, ca să te duci la următorul concurs, iară trebuie să te motivezi. Și este destul de dificil. Valorile sunt foarte apropiate și asta face tenisul să fie foarte la un alt nivel. Ilie Năstase îmi spunea că n-ar fi nicio surpriză dacă numărul 300 mondial bate pe numărul 1 mondial. Apropo de valorile foarte apropiate și din tenisul mondial. Nu, se poate. A fost chiar acum la concursul la Toronto când Sampras a jucat cu
Lee Hyun Ten. A pierdut în primul tur. Nu, în al treilea tur a pierdut, dar în al doilea tur a jucat cu acest corean care joacă de 2 ani de zile, să spun așa, stă vreo 90 mondial. Și pot să spun că Sampras a avut foarte mare noroc ca să treacă de el. Iar apoi s-a dus la US Open și a câștigat US Open-ul, deci... Corect, așa este. Asta înseamnă că valorile sunt foarte apropiate și multe meciuri depind de forma de o zi sau alta a celor care joacă tenisul. Dar pe ce se bazează? Ce forță tehnică? În ce măsură? Că am văzut că mai multă forță la ce mai mulți. Ăla mă enervează asta, cum îl cheamă? Hewitt, ăla dă cu măciuca. Da, nu, ăla nu dă cu măciuca. Ăla pur și simplu aleargă... Are o constanță extraordinară. Are o constanță extraordinară și aleargă și un spirit de luptă care... nu vezi la foarte mulți jucători și... Se bazează, întreb, pe forță foarte mult tenisul de astăzi? Da, terenurile sunt rapide, brachetele sunt rapide, mingile sunt rapide, deci acum toată lumea încearcă să facă tenisul un pic mai încet, dar totuși... Îi propunea Țiriac și Năstase aici să mărească mingea cu 10%. Ca să devină să nu mai fie atât o viteză. Atât de rapid. Tu, ție îți plac mai mult terenurile rapide decât zgura, nu? Nu, cum am făcut sfertul de final la Roland Garros. E adevărat, dar sunt voci care spun că te descurci mai bine pe un teren rapid și că pe Acasusul ăsta la care ai pierdut în semifinale, pe Acasusul ăsta l-ai fi bătut fără drept de apel dacă s-a jucat pe un teren mai rapid. Eu cred că dacă jucai cu Acasusul așa cum ai jucat acum în Slovacia, Acasusul n-a apucat să ia nici măcar un set. Da, a fost și greu. Am venit la București după ciment, am trecut pe zgură, de pe zgură am trecut în sală, au fost niște schimbări enorme și asta și face și tenisul să fie foarte dificil și eu m-am bucurat incredibil că am putut să-mi găsesc forma atât de repede în sală după ce am trecut de pe ciment pe zgură și dar asta a fost șansa să suntem din nou în grupa mondială. Și am fost o echipă, asta a fost foarte important, am fost o echipă unită și a venit și Ilie, da, Amalia. Am văzut, erau în tribuna acolo, era un mic grup care exact. Palpita, să spunem, la tot ceea ce se întâmpla pe teren. Și eu cred că dublu a fost cheia meciului. A fost, da, cel care a rezolvat practic partida. Nu, da, și tu, am fost la toate meciurile tale de aici, de la București. Și ai fost nervos. Acum n-ai avut o detașare totală și o putere de concertare extraordinară. Nu te-am văzut niciodată bunit, în timp ce la București deseori aveai momente în care te enervai. Da, pe adversar, pe minge, pe public, pe ce apucai. La București, deci nu este ușor să joc. Cred că e tensiunea asta, publicul tău, exact, trebuie să câștigi turneul. Exact, este... Deci... Foarte mulți vin la mine și îmi spun s-ar putea să fie ultimul concurs, trebuie să-l câștigi sau trebuie să joci bine, o să-l câștigi, joci cu ăla, îl bați sigur și toate chestiile astea se adună și mai ales că vreau să joc foarte bine la București. Și bineînțeles, tensiunea este mare și... Tensiunea e mare, dar știu că mai tot timpul ai replică pentru cei din tribună. La un moment dat striga cineva, ci că nu te lăsa Andrei. La care Andrei zice, nu mă las. Asta a fost o replică frumoasă. Da, că ai unele... Și auzit. Ce vă propuneți, domnul antrenor, pentru grupa mondială? Păi, în primul rând, sperăm să avem puțină șansă și cum spuneai, poate cine știe să... jucăm în România, ceea ce ar fi de adevăr... Dar de ce depinde asta? Cine hotărăște unde jucați? Deci, în primul rând, contează contra cui jucăm și ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Deci, dacă noi am jucat cu acea echipă în deplasare, automat jucăm acasă. Și printre echipele care ar veni la noi ar fi, aș enumera, Australia. Deci, cu Australia, dacă am picat, am jucat la noi, pentru că am jucat ultimul Brazilia. Acolo. Brazilia am jucat la noi, Rusia am jucat la noi. Am jucat la noi. Da, o să jucăm la noi dacă... Da, exact. Rusia, Australia... Oricum am ales echipele care sunt favorite, pentru că noi o să jucăm contra unei echipe care... Din păcate, cu America am jucat ultima dată în România, în 84. Germania. Deci Germania la fel jucăm în România, deci șanse sunt de a juca în România, ceea ce cred că este... Dar cădem neapărat cu una dintre... Dintre favorite, da. A, da? Da. Păi cu cine să cădem? Cu? Voi ce echipă vi se... Eu zic că și cu America avem șansă dacă jucăm... Dar o să fie greu pentru că vom juca 7-9 februarie și asta trebuie să jucăm afară, deci trebuie să jucăm în sală și cu America ar fi bine dacă am jucat pe zgură.
Pentru da, că lor le place ei... cimentul. Și... Depinde acum. Ei au transformat Iosepul, a fost pe zgură și acum e pe terenul ăsta. Nu a fost în... Inițial a fost pe zgură. Zgură verde, păi nu, da, tocmai că nu le place zgură. A, bun, și deci oricum va juca în sală. Da, sigur, vom juca în sală. În februarie, dacă vom juca la București, vom juca în sală. Și în care e sala în care se poate juca? Singura, polivalentă. Polivalentă, pentru că se poate face... pune covorul ăla. Nu numai, dar și face față din toate punctele de vedere, în sensul capacitatea este bună. Și e singura sală. E destul de dificil de organizat un asemenea eveniment. Dar, Andrei, spuneai într-un interviu că Hănescu v-a bătut la antrenamente pe toți. Ce vrei să spui? Nu, ne-a, deci, cu ce v-a bătut? Nu, deci ne-a bătut, într-o zi ne-a luat, l-a luat și pe Adrian și l-a bătut pe, adică un set. Jucam un set, un set și un set, așa, da, a fost ziua lui, era în formă și, și ne-a bătut. V-a bătut, nu? Da. Bun, dar deci... după aia ne-a luat revanș. Deci vă propuneți ca să, acest meci să fie unul extraordinar care să, până la urmă, pentru România și poate să și câștigați. Da, ar fi bine dacă am câștigat, pentru că după aia dacă o să trecem de primul tur, la anul următor, nu mai trebuie să jucăm baraj. Exact, baraj. Deci suntem direct în grupa mondială și asta ar fi incredibil. Iar sferturi în primele 8 echipe. După aia intri în sferturi, practic. Exact. După primul tur, practic, a ajuns în sferturi, se poate întâmpla orice într-o fază asta competiție. Absolut. Italia a fost cu Sanguinetti și Gaudenzi. Sigur, o echipă destul de slavă a fost 2-3 ani la rând, semifinal au făcut. Deci, bine, noi nu avem echipă slavă, deci noi cu atât mai mult putem ajunge în semifinal. Bun, eu vă mulțumesc încă o dată pentru participare și vă doresc multă baftă în continuare, atât cu echipa României, dar și lui Andrei și celor jucători din echipa României în turneele la care participă. Și încet, încet, România cred că va avea din nou mari jucători, va avea o mare echipă dacă ei știu mai departe prin ceea ce fac acum și eu fac, să dea ștafeta. Mulțumesc mult pentru participare în această seară și baftă în continuare. Mulțumesc. Misiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine la 22:30. Țineți aproape.